Nouă dosare penale pentru un bărbat de 66 de ani care a dorit să facă în ciudă legii. Deși are permisul suspendat, bărbatul a fost prins în trafic în mod repetat în timp ce conducea pe drumurile publice un autoturism. De această dată, polițiștii l-au și reținut pentru 24 de ore. La 66 de ani a reușit în doar 3 luni de zile să se aleagă cu nouă dosare penale. Bărbatul parcă a făcut în ciudă oamenilor legii, conducând în mod repetat pe drumurile publice, deși permisul îl avea suspendat. Și de această dată, bătrânul a dorit să fie camicazi, alegându-se din nou cu dosar penal. Polițiștii l-au oprit în trafic pe DN6 în localitatea Ghelmejoaia. Polițiștii postului de poliție Prunișor au devisat în trafic un bărbat de 66 de ani în localitatea Șinian, în timp ce conduceau un autoturist pe DN6 în localitatea Ghemegeara, având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauza a fost întâlnit dosar penal, iar bărbatul de 66 de ani a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat în state de judecate cu propunerea de a unei măsuri preventive. Oamenii legii l-au arestat de această dată pe bărbatul în vârstă de 66 de ani pentru 24 de ore, iar astăzi a fost prezentat chiar instanții de judecată. Sperăm ca de acum înainte drumurile publice să fie în siguranță.